Vă salut! La ultima prezentare am discutat despre câteva cazuri de tratare a cancerului prin postul cu apă și postul cu sucuri și am primit un comentariu la această prezentare a unui domn care a remarcat faptul că un terapeut român a recomandat regimul vegetarian și nu regimul vegan. Și m-am gândit să discutăm în această ocazie despre diferența dintre cele două pentru a sublinia rolul în sănătate a regimului alimentar. Mai întâi vom defini un pic termenii. Termenul de omnivor înseamnă un regim alimentar în care se consumă carne, pește, lapte și produse de origine vegetală. Un regim vegetarian poate include produse de origine animală, în afară de cele de origine vegetală. Poate include produse lactate, ouă sau pește. Pentru a fi mai corect definit, se folosesc și niște prepoziții la acest termen vegetarian, și anume ovo-vegetarian este regimul în care se consumă produse vegetale și ouă. Lacto-vegetarian este un regim vegetarian în care se consumă produse lactate și produse de origine vegetală. Și pesco-vegetarian este regimul în care se consumă produse de origine vegetală și pește. Ele pot fi și combinate, adică putem avea ovo-lacto-vegetarian, ovo-pesco-vegetarian sau lacto-pesco-vegetarian. Un regim vegan este un regim în care se consumă doar produse de origine vegetală. Nu se consumă nimic din celelalte categorii de origine animală. De ce terapeutul Valeriu Popa a recomandat un regim vegetarian și nu unul vegan? De fapt, nu numai doctorul Valeriu Popa, au fost și alți doctori naturiști și poate că sunt și în prezent doctori naturiști care recomandă un regim vegetarian. Asta se datorează unui istoric în domeniul nutriției prin care s-a considerat că produsele de origine animală sunt absolut necesare în dieta noastră. Din mai multe motive. Primul motiv a fost cel legat de această idee a proteinelor sau a aminocizilor care formează proteinele. S-a considerat că produsele de origine vegetală nu pot furniza tot necesarul de proteine și mai exact toți aminoacizii esențiali. Acest lucru, în schimb, s-a demonstrat a fi o idee total greșită. Produsele vegetale conțin toți aminoacizii esențiali și pot asigura și asigură tot necesarul de proteine organismului. Deci, acest concept nu mai este valabil în prezent. O altă idee este legată de vitamina B12. S-a considerat și se consideră în prezent de către o bună parte din nutriționiști că avem nevoie de produse de origine animală care asigură această vitamina B12. Personal nu cred acest lucru și nu sunt singur. S-a observat că lipsa vitaminei B12 sau cantitatea insuficientă sau carența de vitamina B12 se găsește atât la persoane cu regim omnivor, cât și la persoane cu regim vegetarian sau vegan. Cauza carenței de vitamina B12 este undeva în altă parte. Probabil este legată de microflora intestinală și de diversitatea alimentației pe care o avem. De ce
regimul vegan ar fi superior unui regim vegetarian și cu atât mai mult unui regim omnivor. Legat de regimul omnivor, bănuiesc că majoritatea sunt de acord că nu este recomandat până și Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut cu ani în urmă că acest consum de carne este dăunător organismului și poate și ridică riscul unor îmbolnăviri, inclusiv a cancerului. Dar cu ani înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să recunoască acest lucru, au apărut rezultatele mai multor cercetări, printre care cea mai importantă este cercetarea din China, studiul China se numește, și a demonstrat foarte clar că nu numai produsele din carne sunt procancerigene, ci și produsele lactate. Mai exact, proteina din produsele lactate, caseina. Și produsele din pește și ouă. Deci, cam toate produsele animale au o influență din aceasta procancerigenă în organism. Deci, cel mai bun regim alimentar este un regim vegan, dar este important să spunem și un anumit risc. Produsele acestea de origine vegetală care sunt crescute în sistemul agriculturii moderne pot să fie sărace nutrienți pentru că sunt crescute intensiv cu îngrășăminte și tratate cu pesticide. De aceea este foarte bine să căutăm și produse cât mai naturale și cu o paletă completă de nutrienți naturale și biologice sau ecologice care cresc nestimulate cu aceste substanțe chimice. Și despre asta vom discuta într-o altă ocazie cum și unde putem să facem rost de ele. Aș vrea să vă mai dau câteva exemple cu care m-am confruntat personal legat de această tensiune între regimul vegetarian, omnivor și vegan. Am avut un domn care a venit la mine cu probleme respiratorii grave, avea un astm și alte probleme, cu niște secreții care ieșeau prin ochi și nas. Și când am analizat regimul lui alimentar, avea decât un singur produs de origine animală, erau produse lactate fermentate, pe care le consuma la recomandarea medicului. După ce le-a scos din dietă, a văzut îmbunătățiri foarte mari, foarte, foarte bune. Deci, aceasta este o greșeală să ne luăm după aceste recomandări de a ne suplini necesarul de bacterii, de a ne suplini cu produse lactate, fiindcă luăm, să zicem, împotriva bacteriilor, n-am nimic de zis negativ, avem nevoie de o microfloră intestinală bogată, dar nu avem nevoie de produse lactate. Putem să căutăm variante alternative, eventual produse fermentate de origine vegetală. Sunt exact aceleași bacterii, le putem găsi în produse fermentate de origine vegetală. Deci asta ar fi un exemplu. Vitamina B12, am spus că poate fi obținută la fel prin fermentația bacteriilor. Necesarul de vitamina B12 este de 1000 de ori mai mic decât necesarul de celelalte vitamine. Este de ordinul microgramelor față de miligrame la celelalte vitamine. Aș mai vrea să amintesc două cazuri, să zicem, a
unor persoane cu care am lucrat. Un caz care m-a marcat foarte tare este unei mame care a venit cu un băiat de vreo 9 sau 10 ani. Avea o formațiune canceroasă care îi se dezvoltase la ureche, deja ieșea în afara urechii. După ce am analizat stilul de viață, regimul familiei respective, am observat că aveau o cantitate mare de produse de carne pe care le consumau. De fapt, doamna lucra în domeniu, era vânzătoare la un magazin din acesta de produse de carne. Și în momentul în care i-am explicat cauza problemei și nevoia să schimbe regimul, m-a șocat reacția doamnei că nu a mai vrut să audă nimic legat de tratamentul naturist, de abordarea aceasta. I-am spus că nu aveți altă soluție. Următoarea soluție este operația, dar operația nu elimină cauza. Adică puteți să operați copilul, dar dacă continuați cu regimul acesta alimentar, nu ați rezolvat nimic. Adică este o încercare de a atenua simptomele și boala recidivează. Și un alt caz care iarăși m-a șocat mult este al unui domn care avea în jur de 55-60 de ani și a venit cu probleme circulatorii. Când i-am analizat tot așa regimul alimentar și istoricul, am descoperit că avea 4 sau 5 stenturi, deci operații prin care i s-au pus aceste stenturi în sistemul său circulator, iar regimul lui alimentar era preponderent de origine animală. L-am întrebat dacă i-a spus cineva că trebuie să-și schimbe regimul alimentar și nu am înțeles că i-ar fi zis cineva în mod absolut că trebuie să schimbe regimul. Ceea ce mă șochează că sunt investiții de ani, ani întregi și de bani mulți și de riscuri la toate aceste operații și nu se intervine atât de simplu pe regimul alimentar pentru a elimina cauza. Deci acestea ar fi două cazuri și încă un caz în care a fost o doamnă care avea probleme circulatorii și de articulații și aici a fost finalul pozitiv. Doamna a schimbat regimul și a folosit remediile naturale pe care le-am dat și rezultatele au fost extrem de rapide, cum n-am văzut în niciun alt caz. În 2 săptămâni aproximativ a avut loc o scădere a tensiunii arteriale. Destul de bună scăderea și o stare generală îmbunătățită a organismului. Aceste stări se observă și în toate celelalte intervenții, dar în acest caz a fost extrem de rapid, adică la 2 săptămâni nu te aștepți să fie rezultate atât de bune. Acestea sunt situațiile cu care m-am confruntat personal și rezultatele pe care le-am văzut, relația între regim alimentar și starea de sănătate, dar sunt sigur că literatura este plină de astfel de exemple. Deci vă recomand să adoptați un regim vegan, regim alimentar vegan, eventual să vă adaptați treptat dacă aveți un regim omnivor sau un regim ovo-lacto-vegetarian, să treceți treptat de la un regim la altul pentru a nu crea un șoc, un dezechilibru în organism. Toate schimbările acestea sunt recomandate să se facă treptat și să vă mențineți un regim alimentar vegan și, de asemenea, foarte important,
acest regim trebuie să conțină cât mai multe produse ecologice sau organice din mediul lor natural, fără a fi chimizate cu îngrășăminte și erbicide și pesticide. Fiindcă odată, pe lângă riscul acestor substanțe chimice care ajung în organism, apare și acea deficiență a plantelor în nutrienți, fiindcă ele sunt stimulate doar cu anumite substanțe să crească potasiu, fosfor, calciu, doar câteva substanțe și azot și nu și formează întreaga paletă de nutrienți pe care i-ar avea din sol. Deci e un produs sărac în nutrienți și noi putem să ne săturăm, avem o alimentație, să zicem, suficientă caloric, dar insuficientă din punct de vedere al nutrienților și atunci putem avea deficiențe nutriționale. Cam atât ar fi pentru ocazia de astăzi. Adoptați un regim vegan și pe termen lung veți vedea rezultate benefice pentru sănătate, atât pe planul sistemului circulator și cel al prevenției și chiar al tratamentului în cazul cancerului. Numai bine, până data viitoare, să aveți grijă de voi și să vă bucurați de o sănătate cât mai bună anul acesta.